Juniorii republicani ai Luceafărului încheie competițiile naționale cu victorii pe linie. Odată cu jocurile din cadrul etapei a 10, acele două grupări de fotbaliști au avut o ultimă reprezentație cu aspecte pozitive. Angrenați cu ambele echipe în play-off, rezultatele, dar și locurile finale din clasament au fost la final în oglindă. Astfel, juniorii sub 19 ani s-au impus cu 2 la 0 în disputa cu Academia de Fotbal Gică Popescu din Craiova, iar grația acestui succes, Luceferii au strâns 27 de puncte și au închis. Sezonul pe locul 5. La grupa juniorilor sub 17 ani, copiii de la clubul manageriat de Marian Balaci s-au impus cu 1-0 în fața Academiei de Fotbal Gică Popescu din Craiova. Severinenii au contabilizat 27 de puncte și au încheiat sezonul pe locul 5, penultimul din seria a 6 -a. CSS Drobeta, celălalt club al orașului în competițiile rezervate juniorilor republicani, a avut o echipă calificată în play-off și cealaltă în play-out. Cu doar 17 puncte acumulate în play-off, CSS s-a clasat pe ultima poziție. Școlarii au pierdut și la ultima reprezentație, 1-6, disputa cu cei de la CSJ Știința Ucraiova. La categoria de vârstă sub 19 ani, dar în play-out, CSS Drobeta a terminat stagiunea pe poziția secundă.